Cu cine vorbești, mă, nu, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deriglați. Te ajut cu ceva? Ce zici, mă? Hai, mă, zi repede ce vrei. Ce mănânci acolo? Clementine. Vrei și tu? Normal că vreau și eu, le mănânci tu pe toate, dă-mi și mie. Oh, brânci nesimțită, ieși afară. Dar uite, nu sunt la tine în cameră. Florian, rucu bradul după tine, nu vezi că ești la mine în cameră, ieși afară. Nu sunt la tine în cameră. Uite, acum sunt, acum nu sunt. Bag, scot. Poți să rog frumos să nu-ți mai bagi, să nu-ți mai scoți la mine în cameră? Ah, bine, hai că plec. Ce handicapat o să mor eu. S-a dus ca Sania de Crăciun. Până tu ești retardată, eu puteam să rămân cu creierii aici, puteai să-ți faci capul, handicapatul care ești. Hai mă, du-te dracu de fătălău, că nu ți-am făcut nimic, prea mult te plângi și tu. Așa faci de fiecare dată, mă rănești și după aia spui că sunt un fătălău, că mă plâng. Hai mă, că știi ceva, dacă stau să mă gândesc mai bine dacă te dai să-ți fac capul, asta până la urmă. Puteam să rămân aici, rămâne acolo. Merit de plângi așa, Cătălin. Este seara ta. Ce se întâmplă, mă, aici? Fix de ziua lui Hristos. Dă-mi și el de băut dacă e ziua. Dar cine e Hristos ăsta? Care Hristos? Iisus Hristos. Iisus? Adică mântuitorul nostru. Iisus Hristos. Acum s-a născut și da-i Crăciunul. S-a născut acum? Să fie sănătos. Nu s-a născut acum. S-a născut acum câțiva ani. Dar nu asta e important. Ce se întâmplă aici? Nu știu, Mihaele, ce au, nu știu ce au de să ceartă pe aceea ziua sfântă. Ce aveți, mă, de împărțit? Mami, Florina, era să spargă capul acum de sărbători aici. Spune-i că nu-i sănătoasă la cap, ce mă doare. Minte, doamnă! Florina, ce ai? Ai turbat? De la mandarine ți se trage. Vrei să o omori acum de sărbători? Mami, de eu n-am făcut nimic. Uite-te la el, dă-l dracu de fătălău, că se preface. Au, ce mă doare! Pentru că l-ai orogit acum de sărbători. Uite-te la el cum face, săracu. Am vorbit cu Moș Crăciun și nu o să mai vine la tine în seara asta. O să vine doar la Cătălin. Să-ți fie rușine și ești pedepsită. Dar, mamă, niciun dar, Florina. Nu mai ai voie să părăsești camera asta. Și adio, Moș Crăciun. Să-ți fie rușine, săracu Cătălin. S-a fișat pe tine. Idiotule care ești, că nici măcar nu te-am lovit. Și acum tot Crăciunul meu e distrus. Tu te-ai făt dracu la ție. Mămică, eu ți-am mai spus tale să stai în banca ta și să nu te mai iei de mine, că știu și eu să gătesc. Mă, Mihaela, ești și tu femeie în toată firea. Sarmalele să fac cu carne de berberiță. Doamne, mă, bubața sufletul, uite-te și tu, Viorele, uite-te la măta, cum îmi distruge sărbătorile. Haide, mă, nu vă mai certați atâta, luați un pahar de țuică. Eu vreau să fac sarmalele anul ăsta cu carne de pește. Nu știu ce să fac, Alexandru, nu știu cum să fac să-l îmbunesc pe Moș Crăciun, că vreau să vină și la mine. Moșule, ce tânăr ești, prima iarnă că vii la mine. Mă, fată, tu ești proastă? Eu încerc să te explic aici ceva și tu vrei să te combini cu Moș Crăciun? Păi tu ești aia proastă, că eu dacă m-aș combina cu Moș Crăciun, am avea câte cadouri am vrea, dobitoaca pământului. Nu știu ce să fac, să-i cumpăr niște fusecuri și niște lapte, să-i le pun sub brad? Eu zic să te pui tu sub brad. Și la ce dracu ar ajuta asta? Eu să fiu bradul. Andrei, dacă-ți dau mâna ție sarmalele pe nas, dă-i drumul aceea. Am nevoie de un semn de la Moș Crăciun, să știu ce-i place. Dă-mi un semn! Mă, mică, dă-mi ăla cu sarmale înapoi! Mă, tu nu-i sănătoasă la cap, ce-o să zică invitații? Mamă, ce-aș mânca niște pește? Nu o să zică nimeni așa ceva. Moșu, moșule, minune de Crăciun. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Aaaa, ce faci, mă? Hai să ne pupăm sub vâsc. Să vezi cum te pup eu cu două bastârci. La naiba, poate anul viitor.
Mai spune-mi odată, cum dracu ți-a venit ideea asta? Vrei cadouri de Crăciun? Da, normal că vreau. Atunci bagă o nenorocită de râmă în ac și pescuiește. Dăm la pește de Crăciun. Prindem un căcat. Moșule, ce tânăr ești, prima iarnă când vin la mine, nu te mai las să pleci, noaptele vis alături de mine. Aia e pomana porcului? Ei, e pomana lui Băta. Am făcut o gustare pentru Moș Crăciun. Ce gustare e mă aia, maidanezule? Să vezi ce gustare o să aducă gagica mea Florina. Ce gustare o să aducă mă, că aia e pedepsită în cameră. Mă, unde e Florina? Ia, Alexandru, Ce? Cred că am prins ceva, mă mușcă. Cine te mușcă? Peștele, cine dracu să mă muște? Mușcă și tu pe el. Stai așa că-l prind. Tu, că te-am ologit și pe tine acum. Mă dorete în donu. Da, măcar am prins un pește. Să mă cac în peștele tău, că nu mai pot să merg. Păi și ce facem acum, că eu trebuie să ajung repede acasă, că trebuie să vină Moș Crăciun. Du-te fără mine. Alexandru, nu. Nu o să te părăsesc aici. Du-te că ajung eu acasă. Du-te repede fără mine. Alexandru, nu te părăsesc aici. Pentru tine mai există o șansă. O șansă să vină Moș Crăciun. Eu sunt pierdută. Du-te acum, Florina, du-te repede. Bine, hai, pa. Da, dracu, chiar a plecat. Am așa emoții, nu pot să cred că o să vină. Sper că nu mai e supărat pe mine. Bă, la ce pune în casa asta pește? De la sarmalele lui Mihaela, că a făcut sarmale cu pește. Hai, dezvoltă ce figură, că trebuie să-l auzim pe moșul când o să intre. Abia aștept. Mă, Cătărine, nu am mai vorbit despre asta. Ai o vârstă, Moș Crăciun nu există. Bă, că mi-aș... Moșul, a venit moșul. Scuze, m-am împiedicat de spiritul Crăciunului. Nu te mă dracu, Dacia, am crezut că e Moș Crăciun. Pot să mănânc eu fursecuri? Mă, iar ați închis-o pe măta mare în balcon. Nu e mamaie. E moșul. Doamne, ia-mă, hai firele că poate-l convin pe poșoroc. Vă uitați la curcile, deschideți-i ușa bărbotului. Bonjour, madame. Hai repede că am lăsat Sania pe avarii. Moșule, să știi că eu te iubesc foarte mult pe tine. Da, cum zici tu, aveți și voi ceva de mâncare? Avem sarmale cu șalău. Cine dracu face sarmale cu pește? Eu ți-am zis, Mihaela. Moșule, mai ești supărat pe mine? Tu cine dracu erai? Florina. Nu mai e supărat moșul pe tine. Hai să vă arăt ce am adus să termin dracu mai repede. Cam înțepat moșorogul. Cătăline, pentru că ai fost cu mintea anul ăsta și ai ascultat-o pe măta de noi n-ai putut, uite, ți-a adus moșul. Un alt moș de ciocolată, pentru clipe mai dulci. M-a gândit la mine că sunt mai dulce. Mary Chrysler, Florina, ți-a adus moșul un glob cu moșul înăuntru, să-l pui pe pervaz. Oh my god, un glob cu Moș Crăciun, mulțumesc moșule, ești cel mai dulce, mi-l pun pe cruce. Și mai am niște cadouri aici pentru Petra, mâncaia și ochii ei Petra. Petra? Asta mai trăiește? I-a adus moșul un iPhone 12 Pro să vorbească și ea acasă în Moldova. Niște căști ca să se audă când vorbește. E tot ăștia de la Apple. Și un laptop, că știu că își dorea foarte mult. I le las aici. Să-i le dați voi când vine acasă, că știu că e plecată. Bă, dar chiar unde Hristos e Petra? I le dați voi când vine acasă. Păi și mie nu mi-ai adus nimic? Tu te mă dracu, Dacia. Vreau și o cadou. Bine ai făcut. Moș Crăciun de ciocolată să-i dai lui măta, că voiam trotinetă pe gaz. Asta nu e Moș Crăciun, e Petra, malefica Petra. Și-aș fi scăpat bazma curată dacă nu erai tu copil băgăcios. Și cu moșul adevărat ce s-a întâmplat? L-am bătut și am luat cadourile doar pentru mine. Pete, dar tu ești desânțit, dar acum cum știm noi care cum sunt cadourile? Trebuia să lași pe moșul să vie, nu trebuia să-l bat ca să iei tu cadourile. Nesânțită dracului care ești, moldoveacă proastă. Ia uite-l și pe asta, Cătăline, mami! Nu te faci și mănâncă niște sarmale. Totul e bine când se termine cu bine. Crăciun fericit, sărbători fericite. Alexandra, unde e? Că moșul a avut un cadou și pentru ea. Alexandra! Merry Christmas, Cătăline! Merry Christmas! Merry
este Merry Christmas, Merry Chrysler, is Christmas, Crăciun fericit tuturor, vă doresc numai bine, sper că o să vină moșul cu cele mai frumoase cadouri. Da, cam asta a fost episodul special de Crăciun, sper că v-a plăcut, nu uitați să-mi dați și mie follow pe Instagram, z.cătălinionuț, așa mă numesc acolo, vorbim, ne-am prietenit pe story, așa, și nu uitați să-mi scrieți în comentarii care a fost replica voastră favorită, ce fază v-a făcut să râdeți cel mai mult. Eu v-am pupat, Crăciun fericit, love you, pa!